Biroul electoral județean a anunțat în această dimineață că toate cele 244 de secții de votare de pe raza județului sunt deschise conform graficului. 48 dintre acestea sunt în municipiu. Aproximativ 230.000 de giurgiuveni sunt așteptați astăzi la urne, însă numărul acesta nu este tocmai în regulă, deoarece se ia în considerare recensământul din 2002 și nu cel din 2011, pentru că acele date nu au fost încă finalizate. Dacă în alte județe au fost probleme cu deschiderea tuturor secțiilor de votare din cauza nisorilor, la Giurgiu procesul de vot a început la ora 7 conform graficului. Rămâne de văzut dacă giurgiuvenii vor ieși număr mare pentru a-și alege viitorii parlamentari. De asemenea, reprezentanții Biroului Electoral Județean Giurgiu au anunțat că până la ora 10 n-a fost înregistrat niciun incident electoral. 48 din cele 244 de secții de votare se află în municipiu, în timp ce numărul de giurgiuveni aflați pe listele electorale este de 230.287, deoarece ca dată de referință a fost luat recensământul populației din 2002 și nu cel din 2011.